Da. Ce faceți voi? Bună seara! Pupici! Cum sunteți voi? Bună seara! Eu mi-am terminat treaba, imediat mă duc și mă sfăr pe față. Hai de mine! Bună seara, bună seara! Bună seara! Sunt aici ca să răspund la întrebări, așa. Cum sunteți? Cum mă întrebați? Așa, să mă tomesc cât de cât pe aici. Părul mi-a învârtit în cap, vai mama lui, o plouat, aici la mine o plouat pe câteva rânduri și de 7 ori o plouat, dar așa de zici că se termină lumea și pe urmă, știi, acel curcubeu nelipsit și tot așa. Bună seara, Gabriel, Maria, Cosmin, pupici, pupici, pupici. Am șters asta, da? Să ne vedem bine. O mai șterg o dată. Gabriel. Georgescu. Bună seara. Așa. Vă strângeți ca să ne salutăm, să putem vorbi, să putem... Maria, Gabriel. Bravo! Ești o doamnă foarte frumoasă. Normal. O divă. Bună seara, te urmăresc cu plăcere pentru că am ce învățat de la dumneavoastră. Bună seara, Dana. Bună seara, Anca. Bună seara. Salut, Dana. Cosmin. Sasuc. Anti Dacia 1N. Bună seara. Pupici, uite ce femeie frumoasă, frumoasă ești, fă nebună, arăți super la cei 7-7 de ani. Mulțumesc frumos pentru că îmi dorești mai multe zile decât ai meritat-o. Mulțumesc frumos. Draga mea, salut, bună seara, bună seara. Bună seara, Gabriela, Maria, Ana, Pati, Betty, bună seara, vă pup, bună seara. E soară cu Dana Budeanu, bună seara, nu... Nina, ești foarte frumoasă, o doamnă câte milioane. Salut, pupici. Bună seara, eu nu am părinți și nu i-am văzut niciodată în viața mea, asta nu am pe nimeni în viață, așa am crescut. Nu, greșit. Tu l-ai avut și l-ai pe Dumnezeu, în măsura în care vrei să-L cunoști și să te apropii de El. Pentru că Dumnezeu a îngăduit asta pentru că știa că tu poți să duci. Ce trebuie să faci tu cu asta și prin asta? Să îți faci o familie, să fii o forță, ca să îți pui foarte bine lucrurile structurate la fundație, că mulți pun acoperiș, fără să știe că în fundație e Dumnezeu, forță, avuție, prosperitate, credință, pozitivitate. Și pe urmă, bineînțeles, cu tău, vei ști că Dumnezeu a îngăduit ceea ce tu zici. Nu am părinți, nu i-am văzut niciodată în viața asta, nu am pe nimeni. Când spui asta, super pe Dumnezeu și Duhul Sfânt. Da? Nu ai pe nimeni, da? Internet. Nu ai pe nimeni, dar mă vezi și butonezi. Grijă mare, pentru că s-ar putea să n-ai nici nimic neavând pe nimeni. Grijă mare. Bună seara, îmi zice, câte clase ai tu, Vadim, la orfelinat? Da, știu că nu mă cunoașteți în viața asta, ești foarte frumoasă, te pup dulce, bună seara, bună seara, ce ne mai înveți despre viață? Bună seara, frumoasă doamnă, bună, bună seara, bună, Gabriela, bună seara. Așa, ce vă învăț eu despre viață? Că viața e frumoasă exact așa cum îi ia. Ea oricum cum îi ia, dar că noi nu înțelegem cum îi ia până la urmă. Că oricum va fi cum vrea ea până la urmă. Bun, numai că e bine ca din rău să te zmâncești, să ieși, pentru că e mâna ta. Pentru că nu ai ce să faci cu un rău, același rău, permițându-l în viața ta de 2 ori. Bun. Aveți dreptate, Dumnezeu ne dă cât putem duce. Bună seara, Ancuța, corect, bună seara, tu le ai pe vorbe. Au ce lux și ai în casă respect. Câți ani ai? 39.
Bună seara! Să vedem rochița. Tatăl nostru este Dumnezeu. Amin. Dumnezeu. Bună, bună seara! Bună seara! Bună seara! Să rămână, stimată doamnă, sute superbă, dacă știi să o trăiești, te pup Ancuța din Franța. Ancuța, a trimis produsele tale în Franța, cele cu argint coroidal pentru păr și pentru pete, da? Le trimit în Franța ca femeile să folosească, iată, acest argint coroidal pentru față și crema pentru pete, care structurează petele și dau deoparte petele aici, 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 așa, îi o trimit oriunde în lume, în 190 de țări. Pentru că lucrez și cu DPD și cu, DHCL. Le trimit cu plăcere. Bună seara, bună seara. Așa, de unde știi tu ce e rău și, și este bine? Păi rău să stai în fața unui bărbat să te bată. E rău să stai și să îi jignești pe vecinii tăi. E rău. Ce știi tu ce e rău? E rău. Pentru că dacă ei ar sta și te-ar jigni pe tine, ai vedea că e rău. Și atunci, prin ceea ce fac ei, tu te resetezi să nu faci ca ei. E rău. Și că de unde știi tu că e rău? Pui o întrebare, deci copilul meu știe mai bine ca tine, la 4 ani. Ce părere aveți în legătură cu Dubaiul? Dubaiul este un paradis al luxului, unde trebuie să mergi, pentru că acolo nu există droguri, nu există furt, și educație, nu există pedofil, nu există lucruri. Înțelegi? Deci e bine ca să-ți faci aici tare, să o dai tare într-o țară cu de comuniști și să mergi acolo într-o țară structurată în condiții. Înțelegi? O părere foarte bună. Dubaiul cu 2 milioane de ani înaintea noastră. De dracu vorbim. Vă salutăm, te salut din spital, să dea Dumnezeu să te faci bine și acolo orice intervenție ai avut, o ai sau o vei avea, să fie Dumnezeu doctorul tău. Amin. Bun, sunt scumpe aceste produse? Păi am șampon cu argint coloidal care nu mai cade părul, îl structurează, îl ajută, îi dă forță, vitalitate, îi lucrează foarte bine la scalp. Dacă ai mătreață, nu o să mai ai niciodată. Dacă ai partea care ține de sebum, gras, scalpul, adică sunt produse elvețiene. N-au nicio treabă cu România, cu țecuriși, cu comuniști și cu tot ce ține în marketul și în tot felul. Sunt elvețiene. Așa, eu le-am adus în România pentru că trebuie să fim bine, să ne mai avem păr în cap. Bună dimineața, vă admir foarte mult, bună seara. Îmi zice, ești în România, da? Ce crezi despre cineva care are amantă de mulți ani și spune că se iubesc? Așa îi, chiar se iubesc. Înțelegi? Deci ce e problema aici? Chiar să iubesc. Ce părere ai de cineva care spune că e amantă, înseamnă că tu ești soție. Și nu crezi? Să iubesc. Înțeleg? El e acolo. Și nu-i cu tine. Și tu stai și îi urmărești timpul. Înțelegi? Când o plecat, cu ce s-o îmbrăcat, tu te preocupi să-l îmbraci bine. Înțelegi? Și punct. Am o părere bună de oamenii care se iubesc. Că dacă te iubești, nu mai contează sexul. Ok, și nici cine o înghite. Despre asta e vorba. Mă bucur că se iubește cineva. Ce crezi despre cineva care are amantă de mulți ani și spun că se iubesc? Păi se iubesc, bineînțeles. Bun, continuăm. Te pup. Îmi zice, doresc șampon cu argint coroidal și crema pentru pete. Te rog să înscrii la 0741-227-099 și pe TikTok acolo găsești numărul meu de telefon exact pe prima pagină. Îmi zice, vă salut din spital, ăștia la TV ziceau că ești arestată. O seară frumoasă îți doresc. Alo, Ancuța, ce faci acolo? Mie nu îmi pare a fi frumoasă, doar că ai suflet frumos, atunci fiecare om e frumos. Eu sunt o femeie frumoasă și eu nu sunt aici ca în seara asta să-mi spună cineva cât sunt de frumoasă. Sunt o femeie cu bine structurată, extrem de bine îngrijită, pentru că mă îngrijesc. Și îngrijesc și pe alții. Deci nu am grijă doar de floarea mea ca floare, ca femeie, ca feminitate, pozitivitate și credință, loialitate, principii. Am grijă și de ceilalți de lângă mine. Și atunci e normal că sunt bine. Așa, nu mi-ai răspuns la întrebare. În ce palat trăiești foarte frumos, o seară frumoasă, mulțumesc, dar nu e cu ce intervenție pentru tine. Mulțumesc, dar nu e cu intervenție, ci cu depresie. Sunteți căsătorită? Nu. Bună, Ancuța, ești tare. Te-ai întrebat dacă sunt scumpe?
Nu mai bate câmpii. Te-a întrebat dacă sunt scumpe, nu mai bate câmpii. Da, nu știu ce înseamnă scump, din punctul tău de vedere. Un șampon costă 21 de euro, adică 105 lei, 300 de grame, de miligrame. Îți ajunge, da? E mai scump ce îți dau ăștia în market decât pentru ceva ce funcționează, pentru că pentru asta îl cumperi. Așa, vă ador. Cât costă? 105 lei. Bună seara, vreau și eu, Ancuța, cât costă un set? Un set Prestige Cosmetic, care e cea mai înaltă tehnologie, cu 3 lavete, vine pentru 10 ani de zile, plus crema care e în Prestige, costă 107 euro. Dar tu în acești 10 ani de zile nu mai pui mâna pe vată, nu mai pui mâna pe demachiante, nu mai pui mâna pe paste, pe creme, pe tot felul de emulsii. Bună seara, doamnă frumoasă, vă ador cu drag și iubesc mult, am urmat dieta dumneavoastră, am slăbit 10 kg. Mă bucur, pentru că tu poți și când nu mai poți, adu-ți aminte că mai poți un pic. Ăsta e mesajul. Așa, continuăm. Folosești deja de 2 luni șamponul, balsam, pasta de dinți pentru demachiere, lavetele, setul cosmetic. Mă bucur, doamnă, pentru că e o nouă tehnologie și oricât de sărac ar fi românul, va trebui totuși până la urmă să o aibă. De asta am făcut firma, pentru asta. Am slăbit 10 kg în aproape 3 luni, e normal? E foarte normal, în 3 luni ai slăbit bine și în condiții. Trebuie să slăbești cât îți dorești. Eu am slăbit 35 de kilograme. Așa, bine că m-am îngrășat repede și am slăbit repede, că nu există decât cum trebuie. Sunt foarte mulțumită de produse și spray-ul îl am. Mulțumesc, doamnă. Am mătreață foarte multă. Dacă folosesc un șampon pentru mătreață, îmi cade și invers, doamnă. Îți cade până ce mai găsi pe mine. Și problemă că și bărbați au aceeași problemă de mătreață, de cum lucrează în ciment, că sunt unii bărbați foarte harnici, muncitori, și să fie binecuvântați. Pentru că ei fac parte din structura puternică a Bibliei, unde zice bărbatul va merge la lucru, va lucra cu sudoarea frunții și va aduce bani în casă pentru copii și pentru femeie. Și e logic, corect, normal și plauzibil. Și atunci acei bărbați fiind neglijați pentru că sunt ocupați cu lucru și așa, e normal să aibă probleme, căderi de cap, stres, dureri și așa. Și dacă nu-i întreabă nimeni, cel puțin cumpără un șampon ca să-i structureze părul, cel puțin să aibă păr bogat. Așa, dacă n-are mult timp. Așa, doamnă, asta e o doamnă Pati. Dacă tu îmi scrii mie, eu îți trimit un șampon și nu mai ai mătreață în viața ta. Îți garantez. Asta nu garantez eu, cât garantează produsele astea. De-aia eu îți garantez că prin mine ți le trimit, că îți garantez că îți ajunge șamponul care e slavă și îi dăm glorie la elvețieni. Că i-au putut să facă lucruri mari. Totuși, argincolo e ideal. Sunt pentru tratamentul psihiatric. Acum, știi cum e? Și psihiatrii ăștia, într-un fel, își fac treaba. Ei, la rândul lor, au comisioane uriașe. Sunt unii care încearcă în așa fel încât să-ți spună ce să faci ca să nu o agravezi și mai rău. Și cred că mulți psihiatri își fac treaba și mie nu mi-e frică de cei care merg la psihiatru. Mie mi-e frică de cei care nu vor să meargă. Ca să știi, mie nu mi-e frică de cei care sunt acolo internați, mie mi-e frică de cei care sunt în libertate. E diferit și grijă mare. Continuăm. Ai îmbătrânit, Viorico. Ești vânzătoare și în aceeași timp psiholog. Așa, recomanzi ceva pentru vergeturi? Da, îi o mânușă, da, cu argint coloidal, care pentru 10 ani de zile costă 35 de euro, care tu, la rândul tău, te dai la mână. Eu nu am decât osul. Eu am doar ce trebuie, deci eu nu am grăsime. Și într-adevăr, înainte să dorm, și acum înainte să vin aici, vedeți că sunt roșie. Vedeți că eu sunt roșie. Da? Ia, sunt un pic roșie, da? Vedeți? Eu sunt roșie. Vedeți că sunt roșie. Că m-am gândit, zic, hai să nu mă duc, să mă spăl de tot ca să fac un live cu voi. Vedeți că eu sunt roșie. Am luat mânușa aia și m-am frecat. Foarte, foarte tare. Mâna, gâtul, picioarele și așa. Ei, argintul coloidal lucrează, da? Pentru vergeturi, pentru tot ce înseamnă aici, peste tot m-am făcut. Așa, lucrează toată noaptea cât tu dormi și până... Deci lucrează 24 de ore full. Deci slăbești impresionant. Într-adevăr, îți dă luciu, pentru că se vede că am luciu. Se vede, da? Nu are rost să vorbim. Așa, până la os te slăbește. E o altă tehnologie. Așa.
mai ales dacă ai un iubit și gras cu burtă, înțelegi? Și când ești pe acolo, pe sub burtă, și mai casi ceva, te dai numai cu aia, fă-i un masaj, fă-i un bine, slăbești până îl slăbești, de se duce și la alta. Cel puțin îi faci un bine la alta, nu îți cade toată burta în cap. Bună seara, am cuța, te apreciez, ești un om foarte bun, bună seara. Sunt produse de care nu l-aș locui niciodată cu nimic, sunt produse miraculoase acum la 42 de ani. Doamna Roxana, mulțumesc frumos! E ceva ce am adus în România. E ceva ce trebuie fiecare femeie să aibă. Așa, pe mine nu m-ați auzit vorbind de niciodată în viața voastră de nimic decât de asta. Îmi ziceam, am cuța, cât costă un sec întreg? 107 euro. 525 de lei. Creme pentru pete funcționează? E o cremă care funcționează foarte, foarte profund, atât pentru femei cât și pentru bărbați, ca să-ți ducă petele maronii, de soare, cele de bătrânețe și cele de lipsă de seleniu. Da? Atât la mâini, ia, cât la piept și fața, pomeți, aici, aici și aici unde are femeile. Unde au femeile. Viorica în cuța Cârcu, așa, continuăm. Ia să vedem ce mai stăm aici. Citim din mesaje. Mă uit aici la mesaje, sunt foarte multe, peste 99. Acum am descoperit tinerețe fără bătrânețe prin aceste produse, nu trebuie alte produse ever. Da, scumpă, cerem pentru că o să-ți dau tot timpul cu plăcere. O să fac, ai certificat de calitate, de obicei certificatele se dă pe 10 ani de zile. Sunt foarte diferite certificatele, mai ales că eu te am în baza mea de date. Deci nu, tu nu poți zice că ai comandat de la mine dacă nu ai AVB-ul și numărul de telefon și vocea ta că tu mi-ai trimis. Bun, vorbește în lei că suntem în România. Deci dacă am zis 21 de euro, sunt 105 lei. Dacă am zis cremă de pete, 20 de euro, adică 100 de lei. Bun, o seară frumoasă să avem Ministrul Sănătății, spune ceva. Ministrul Sănătății, da, trebuie să aibă grijă ce bani îmi intră mie în bancă, pentru că ei la rândul lor prin ANAF am certificat și să uită ce îmi intră. Sunt foarte serioasă și foarte structurată. Mă înțelegi? Bun. Așa, și auzi măi șoricel, utilizator 942, îți cam cade părul. Te rog frumos să iei legătura cu mine. Bravo, bine zici, ești o valoare, știi cât valorești și asta e cel mai important. Gurița ce face că scadă burtica. Bună seara și multe sănătate, bună seara, Ancuța. I-am luat soțului un șampon pentru căderea părului, într-adevăr își face treaba, recomand. Pe cum să nu-ți recomand? Pe cum? Dacă e un bărbat care îți plătește facturile și un bărbat care își plătește și șamponul, trebuie să îi cumpere. Sunt bărbați care e păcat să le cadă părul, că nu mai au ce să mai arăte. Înțelegi? Pentru că, într-adevăr, să vezi tu un bărbat fără păr cum arată la 7-7 de ani dacă nu e ereditar. Așa, îmi zice... Vreau ca să o las pe femeia cu care sunt și îmi face crize de gelozie, când se omoară, când e în spital. Acum, ce să faci? Tu ai dreptate și sunt sigură că vrei să o lași. Ea nu înțelege asta. Nu înțelege că după tine vine cineva mai bun și e posibil ca tu să ajungi rău și să nu mai ai unde veni când ea e bine. Deci, oricum, ceva e acolo e de mișcat și va trebui să vă mișcați. Femeilor, nu mai profitați de bărbați, lăsați-i în pace când vor să vă lase. Înțelegi? Pentru că nu-i mai interesați. Ați înțeles? Bun, pare rău. Eu sunt în seara asta pentru bărbatul ăsta, dragul mamii. Sper ca femeia până la urmă să ori să-și facă efectele cu medicamentele, să se ducă la mătitica, ori să facă în așa fel încât tu pe tine să te elibereze. Femeia are bărbatul are dreptate. Lăsați-l în pace când nu vă sună, când nu vă interesează de viața voastră și așa. Pentru ce dracu stați acolo să vă omorâți și să îl aduceți înapoi? Omul pleacă de dimineață până seara și tu faci tot posibilul să-l aduci înapoi. E prea mare distanță și tot n-ați înțeles nimica. El e plecat înainte ca tu să știi. Acum când ți-o spus că el e plecat, tot n-ai înțeles. Tatăl ar plictisiți. Ce criză de gelozie faci că te omori? De câte ori te poți omorâ? Femeie bună, stai liniște și vezi-ți de treabă. Schimbă-ți pantofii. Și du-te, că ai unde, ai ce face. Bucură-te că ești liberă. Continuăm, îmi zice, ne cânți ceva, Pitagora, mulțumesc foarte mult pentru trandafiri. Am primit, ia, aproape 50 de trandafiri. Unul zice, sugi pula. Acum, dacă toate sugem, care e problema? E vreo problemă asta? Care e problema? Nu-i vreo una?
Nu-i niciuna, toate suge. Deci dacă pui 99% de femei, 99,9 cu 9, că numai voi nu recunoașteți, și așa, voi sunteți cu botul în savarin, așa, fără să știți ce aveți de făcut concret. Înțelegi? Noi avem treabă și o facem bine. Bun. Și cu micul subtul, toate sugem. Cum cu micul linsul, mai învățați. Așa, îmi zicem, bună seara, cu ce garantezi și cine mai garantează în afară de tine? În mama ta și tatăl tău. Dacă trăiesc, trebuie să intre în afacere. Suntem prea sărați ca să luăm lucruri ieftine. Corect. Lucruri ieftine te costă foarte scump. Așa, și pentru creșterea părului știți ceva bun? Pentru creșterea părului îi șamponul cu argint coloidal sau uite, săpunul cu argint coloidal, da? Care zice că îi destinat spălării și îngrijirii zilnice a pielii întregului corp, inclusiv a scalpului. Așa, pe urmă zice că are un efect bactericid, fungicid și virucid, prevenind dezvoltarea leziunilor cutanate și ajutând la rezolvarea și distrugerea celulelor existente. E foarte puternic. Iar acesta de pete, da, e cremă pentru pete din farmacie, Tonic Richardson, e la un alt nivel, e numai pentru pete. Ca să ne înțelegem. Deci pentru pete, pentru pomeți, pentru mustețe și așa mai departe, pentru tot aceste lucruri. Bun. Am zis că aș dori și eu un șampon, eu am probleme cu sebumul. Nu o să mai ai probleme niciodată cu sebumul. Eu nu sunt splată pe cap de o săptămână. Să se pare că am sebum? De o săptămână, numai mi-am prins părul. Să se pare că am sebum pe cap? Nu. Bun. Așa. Continuăm. Îmi zice corect de ce care nu vor să meargă la doctor. Bun, perfect. Eu din 6 în 6 luni trebuie să fac internări. Bună seara, continuăm, sunt foarte multe mesaje. Aveți produse de slăbit? Nu. Eu mă retrag, doamnă scumpă, te salut de la Anieș, pup Anieșu, te salut din Cluj, salut. Îmi zice, bună seara, aș dori informații pentru crema de pete maronii de pe față, mulțumesc. Aceasta este pentru crema maronii, adică tot ce înseamnă pete maronii, da? Tonic Richardson, îi numărul 0741227099 și eu la rândul meu ți-o trimit cu drag și cu încredere. E o cremă care pentru 6 luni, foarte bine puternică și structurată, pentru pete. Păi ți-a petele, dacă pui un os negru, ți-l face alb. Despre asta e vorba, pentru că mercurul făcut ajută asta. Pentru ce să trăim cu pete? Și lacrimile. Dacă plânge mult, acele lacrimi cu sare ne întristează ochii. O cremă de asta îți albește. Nu contează, uite, de exemplu, cum sunt eu obosită și cu același, cum să zic, aceeași cremă pe față de azi dimineață de la 7. Pentru că pe la ora 11 mi-a făcut un clip, tot așa îmbrăcată. Mi-a făcut treaba așa și imediat mă duc la somnic. Dar treaba e în felul următor. Mai puțin ca să-mi fac aici cravata, că dacă n-am cravată, n-am făcut nimic. Așa, cât de cât. Pentru că sărăcia și frumusețea este o atitudine și trebuie să avem grijă de ea. Așa, da, ajută foarte mult petele maronii și tot ce e pe față. Continuăm. Îmi zice, ești o femeie super și foarte sinceră, bravo, aveți produse de slăbit? Nu, doamnă, bravo, adevărată vorbă vezi din gură și așa, mai umpli cu proxeneți. Vă apreciez foarte mult, sunteți super femeie, cea mai adevărată din Săud, te pup, ești bună de reclamă doar atât, pentru coratoza foliculară, știți ceva? Un șampon cu argint coloidal, fată de, așa, continuăm, îmi zice, măi doamnă bună, nu reușesc deloc să slăbesc, nu mai știu la ce să apelez, nu reușesc să țin dieta. Trebuie să ții dieta, trebuie să știi că tu poți, trebuie să știi că nu e normal ca tu la vârsta ta să porți mărimea L, nici XL. Trebuie să nu te mai complaci într-o situație de acest gen. Trebuie să mănânci puțin și des, trebuie să te zugrumi tu pe tine însăți ca și, cum să spun, forță interioară, pentru că altele pot și sunt ușoare. Și tu nu trebuie să fii greoaie. Trebuie să fii foarte bine organizată. Este foarte bună crema și săpunul la fel. Eu le am și chiar le recomand. Mulțumesc, doamna
Mariana Sobieschi. Mulțumesc, scumpă. Mă bucur. Pentru ce îi practic acel săpun? Săpunul e cu argint coloidal, e pentru sebumul feței, e pentru pete și pentru, atenție, porii dilatați. E săpun cu argint coloidal. Trimiți comanda și în afara țării, da, cu doamna Costina, de a trimit în toate țările din lume, mai puțin unde-i război. Aveți produse de slăbit? Nu. Ai nenorocit viața multor femei pe care le-ai traficat. Eu nu știu ce cuvinte sunt astea. Eu vreau să vorbesc în privat, am ceva să vă spun ce mă îndrumați să fac. Scrie-mi, faceți livrare în Italia cu plăcere, cum să nu am cliente extraordinare în Italia. Wow! Cu plăcere! Oriunde, în Germania, în Franța, în Anglia, în Republica Moldova, în America, în Maldive, în Tenerife, oriunde în lume. Numai dacă e război, nu mă bag. Săpunul de unde l-ai luat? Din Anglia, din Elveția. Așa. Aveți produse de slăbinu. Îmi place de tine mult. Bună seara. Îmi arăți odată șamponul la cameră și crema? Nu l-am aici. Este în birou. Nu am aici. Bună seara, vă urmăresc cu mare atenție și aud că aveți produse miraculoase. Aș vrea și eu o cremă de... Așa, am într-adevăr o cremă pentru alinierea tuturor ridurilor cu o umiditate impresionantă și arată... Nu ai niciun rid pe aici, doar decât luciu. Și nici pe aici, și nici este de expresie, și nici aici, sau aici, sau pe frunte. Eu trebuie să mă forțez să vină ceva. Deci nu știu cum. Bun. 12 ani alinează, are o structură extrem de bogată, mai ales pentru bărbați. Dați-mi un sfat, prietenul meu vine și pleacă când vrea, pentru că îi permiți. Înțelegi? Îi permiți. Și nu doar că vine și pleacă, cât te faci când vine. Înțelegi că atunci când pleacă, nici o și uitat cum l-ai satisfăcut și cât apă a curs pe tine. Înțelegi? Bun. Nu-i răspunde la telefon vreo 5 săptămâni și după 5 săptămâni să te găsească neapărat cu altul, că și te va ierta pe loc. Pentru că știe cât de bine lânghiți și știe că șorul ar să simte bine. Înțelegi? Pentru că ești prea disponibilă și îi să fâlfâie de tine. Înțelegi? Că dacă n-ai fi disponibilă, ar pleca, dar cu tine. Așa că înghite când zice el. Ok? Că tu n-ai nici măcar un cuvânt de spus, pentru că așa l-ai învățat. Cât costă săpunul pentru creșterea părului? 40 de lei. Bună seara, frumoasă doamnă, vă admir, aș dori și eu un șampon. Scrieți-ne la 0741-227-099. Bună seara, vă salut din Italia, sunteți o scumpă, nu reușesc să slăbesc, nu am motivație, ce să fac? Cum? N-ai motivație. Nu ai de făcut decât să te motivezi, nu ai ce să faci decât să înțelegi că frumusețea înseamnă o atitudine. Lași pâinea, te pui pe pome, că e vremea lor, te pui pe caise, te pui pe un măr și îți trece ziua. Mai bine e preferat să mănânci zahăr din fructe decât să-l pui pur și simplu. Renunță la multe lucruri pentru că recompensa va fi dulce și enormă. Săpunul cât costă? 8,40 lei. Sau 12,60 lei de 200 de grame. Faceți livrare și în Italia? Da. Și în Italia, și în Franța, și în Germania, și în Austria, peste tot. În Spania, salutări din Buzău. Aveți ceva pentru creșterea părului, săpunul și șamponul cu argint coloidal, cu care eu mă spăl. Îmi zice, trimite și în Anglia cu plăcere. Trimite și în Anglia în chiar 3 zile. Atâta. În 3 zile ai comanda. 1, 2, 3. Pentru că e o țară care a ieșit din Europeană și pentru că a ieșit din Europeană, eu m-am gândit foarte bine să semnez cu DHCL-ul ca să-ți ajungă comanda. Așa, pentru căderea părului, da, am șampon cu argint coloidal la un alt nivel. Trimiteți comanda și în Austria, cu plăcere trimit comanda și în Austria. Măi, oameni, nu e normal să ai mercur în corp. Este corect să ai mercur în corp, pentru că mercurul în corp este un mercur care îi far din farmacie și e foarte bine structurat. Înțelegi? Dacă vrei să spun eu adevărul ce îi în cremă, pe asta îi. Că multe mănânci și apar n-ai. Înțelegi? Dacă vrei să mă verifici pe mine, este normal. Aceste lucruri, ori faceți poză. Hai, faceți o poză. Țic, țic, țic,
Bun. Ați făcut? Ok. E scris în latină, pentru că toți doctorii învață, bineînțeles, aceste medicamente în limba latină. Eu n-am de ce să le traduc. Am de ce să le traduc dacă ele se învață în limba latină? Toți doctorii le știu în limba latină? Am eu de ce să le traduc? N-am de ce. Dar am făcut-o. Așa, continuăm. Asta e pentru pete. Cred că e cea mai, la cel mai înalt nivel din viața unei femei această cremă. Dacă ai pete, bineînțeles. Din viața unui bărbat, în primul rând. Dragă, dacă stă prea mult cu mama lui, ce să fac să-l atrag mai lângă mine? Ei, ce să faci? El știe că îl aștepți. Și el ca el. Dar ea știe că tu îl aștepți. Și îl ține până ce o iei razna. Pentru că n-ai de lucru. Că dacă ai avea de lucru, nu e mai păzit lui timpul. N-ai de lucru. Că dacă e cu amanta, nu-i bine. Dacă e cu măsa, nu-i bine. Mă, complicate sunteți, mă. Complice să faci să-l atragi. Să o omori pe măsa. Să te duci acolo, să-i dai un săpun, să-l înghită. Nu să se spere pe față. Măi, dacă e la amantă, de ce e la amantă? Ce-ți lipsește ție? Dacă e la măsa, cum să-l atrag? Pui, mă, ce probleme aveți voi, mă, că mor. Au dreptate, bărbață. Mulți au dreptate. Ce probleme aveți voi? Pentru pete maroni pe mâini aveți? Asta e. E pe mâini, aici deasupra. Vedeți că eu n-am nimica. Nu am nimica. Și normal, nimic nu-i mai sexy ca o mână curată. Bine că eu nu sunt adept a unghiilor, normal, sunt om serios. Foarte corect, pentru pungile de sub ochi, ce recomandați? Da, pungile de sub ochi, ce să recomand? Să ai grijă de rinichii tăi, în primul rând, și în al doilea rând e să bei apă și e foarte important să-ți hidratezi acele pungi ca să vlevezi mai puțin, pentru că este ereditare. Pentru acne, ce îmi recomandați? Pentru acne am două săpunuri la foarte înalt nivel, unul de dimineață și unul de seară, unul alb, unul negru, care e doar pentru acne. Cu unul te speli dimineață, pentru că e alb, și cu unul te speli că e negru, seara. E continuitate pentru acne, pentru folicule, pentru pH-ul pielii, ca să nu mai ai acne. La alt nivel. Costă 25 de euro, adică 125 de lei pentru 6 luni. Oricum te costă mai mult prostiile altele. Dacă stă prea mult cu mama lui, ce să fac? Așa am citit. Bună seara, doamnă, dumneavoastră sunt femeia care le spune pe șleau tuturor care e treaba cu pupăza și cucul. Numărul de telefon al meu este 0741 227 099, da, acum fac livrare și în Israel cu foarte mare drag. În cât timp aduce produsele în România? În 24 de ore sau în 48 de ore? Pentru că lucrez cu serviciu DPD sau Samday. Dacă stă prea mult cu mama lui, ce să fac? Așa am citit, dacă stă, of, doamnă, dacă stă prea... Dacă stă să vină la noi, că mă puteți îndruma să fac... Are copii și cu mine un băiețel. Să vină la noi, ce mă puteți îndruma să fac, are copii și cu mine un băiețel. Trebuie să îți crești copilul singur, singură, cum am făcut eu, și să-l lași, pentru că te pierzi. Și îl vei pierde și îl vei amesteca și pe copilul tău cu al lui. Trebuie să taci, să înghiți și să pești că știai care copii. Ce ai crezut că faci? Hm? Recunoașterea Dumnezeu în genunchi, cum am recunoscut eu, că ai greșit. Să-ți dea Dumnezeu povara, bine că copiii nu sunt o povară, dar oricum îl crești singură și totuși e o povară, plăcută povară, dar totuși e o greutate, și să te miști. Vrei să-ți pierzi copilul tău cu ceilalți frați? Nu o să reușești. Pentru că tu vei fi vinovată și din dreapta și din stânga. Înțelege, retrage-te și taci. Și dacă dea de soție, n-ai să fii fericită. Pentru că sună ăla, el e un decis și nu-i putea duce atâtea. Taci și du-te la următorul.
că de data asta poate nu-i mai face la fel. Bun, sper că ai înțeles. Ce șampon aveți pentru căderea părului? Cu șampon Dragon's Plot, puterea dragonului cu argint coloidal. Pentru acnee, ce îmi recomandați? Un săpun de dimineață și unul pentru seară pe care eu l-am. Bună seara, scumpă doamnă! Bună seara, doamnă scumpă! Cât costă crema de pete? 20 de euro, 100 de lei. Pentru cearcăne, cât costă crema de pete? 100 de lei. În Italia, în cât timp ajunge? Dacă e serviciu DHL, ajunge în 3 zile și dacă e DPD, ajunge în 7 zile. În Belgia, livrați cu mare plăcere, livrez. În Anglia puteți să faceți comandă, da, în Anglia eu trimit comanda pe care dumneata ai plătit-o în cont, eu o trimit cu plăcere și cu recunoștință. Dumneata doar semnezi, fără să mai plătești nimic decât îți ridici coletul. Trimit în toate țările, sunt 195 de toate și îl trimit la 190 de țări. Nu trimit numai acolo unde îi, cum îi zice, unde îi război. Acolo nu trimit. Îmi zice, în Anglia trimiți o comandă, da, în Anglia trimit comandă, cu plăcere. Îmi zice, o seară frumoasă și liniștită să aveți, mulțumesc frumos. Continuăm pe aici să citim. Îmi zice, respect, cu drag. Îmi zice, Ancuța Cârcu, te pup de la Parva. Parva, bună seara, se poate să plătim cu cardul la nivel pe partea rurală, sat și comună, nu că nu e semnal, dar în principiu se plătește cash la nivel național, pentru că la nivel internațional se pun bani în cont. Așa, vă doresc o noapte binecuvântată, mulțumesc frumos, săpunul pentru acnee merge și la băieți, bineînțeles că merge și la băieți, mai ales la băieți. Îmi zice, vă mulțumesc mult pentru sfatul, așa am să fac. Plata se face la curier în România, da, se face la curier în România. Da, în România se face la curier. Continuăm. Dacă aveți ceva de căderea părului, luați stres. Pentru puncte de grăsime albe de pe subpiele și sebum. Da, săpunul ăsta rezolvă asta pentru că le nimicește, da? Tu le scoți, te faci tot un sânge și pe urmă te speri cu săpunul ăsta anume ca să nu se mai facă. Pentru că eu dacă am ceva pe față, eu sunt foarte sadică. Când ai un cuțit, o ață și, sau un coac și eu tot scot. Mie dacă îmi spui că am un coș alb aici, eu nu dorm. Nu. O mie o grindă mare, dublă, triplă, până ce nu mi-l scot de acolo sau acolo. Eu nu pot să dorm, nu se poate, mă. Nu se poate. Dă-l până la săpun, dă-l dracului, că nu a fost servieția noastră tot timpul. Eu mi-l scot. Deci nu există. Eu nu am nimic pe față și dacă nu am nimic și iau un, cum îi zice, o oglindă și tot mă storc. Deci tot găsesc ceva. Gândiți-vă. Da, păsam ceva. Doamne ferește. Îmi zice, după cât timp să apară rezultatele de lacrimea pentru pete? În 4 zile trebuie să ai să scadă un strat de piele. Te albești, să se vadă sprânceana, să se vadă ochiul, să se vadă tot, te albești, tot. Eu nu am pete. Se vede foarte clar că nu am. Foarte important să vedeți că nu am. Bună seara, se poate administra și la copii de 2 ani pasta de dinți care o aveau? Da. Șamponul? Da. De la 0 luni. În Cehia trimiteți? Cum să nu? Trimit cu plăcere. Și în Cehia. Cu drag. Pentru cuperoză aveți ceva, săpunul cu argint coloidal. În Elveția trimiți, cu plăcere trimit, doamnă. Chiar eu, dacă sunt aici la mine în reședință, voi puteți să scrieți pe numărul de telefon 0741-227-099 că eu mă uit la comenzi, eu cu ochii vă răspund și cu vocea mea. Pentru că e afacerea pe care eu nu o las. O iubesc și eu mă ocup de ea. Și în Irlanda livrați cu plăcere, livrez în Irlanda. Cu foarte mare plăcere livrez în Irlanda. Continuăm. Bună seara, în Germania trimiteți? Trimit cu plăcere în Germania. Cât costă șamponul? 105 lei, 21 de euro. Bună seara, a cui reședință? Reședința mea. Și la casa ta îi poți duce reședință. A mea are 400 de metri.
Și îi zic reședință. E foarte mare. Am o casă de... Are 6 metri doar bucătăria. 6 metri 60. În Franța trimiteți cu plăcere, trimit și în Franța. Săpunul costă 40 de lei. Da, trimit în Franța. Dar am o casă frumoasă pentru că am făcut-o simplă. Nu am complicat-o. Felicitări! Mulțumesc frumos! În 2010 ai plecat în SUA, ai fost la niște filmări. Nu, nu am fost. Eu nu am fost în... Am fost în SUA, dar nu am fost la filmări. Și eu vreau, unde locuiți în România? În Năsăud. Pentru cearcăne și pungi, îți recomand crema Rai, care e la cea mai înalt nivel. E pentru bărbați și pentru femei, pentru alinierea ridurilor. Moșul doarme? Nu. E tatăl meu în casă, mama mea în casă, băiețelul meu care doarme și eu. Eu zic să plătească în avans sau cu cardul ca să nu primești țeapă. Doamnă, nu știu dacă îmi trebuie mie, eu știu dacă mor de foame, dacă cumva e o țeapă, eu îți plătesc țeapa aia, dacă cumva ți-am dat-o eu. Și nu știu că ți-am dat-o. Dumnezeu mințile, poc! Eu, hai de mine, eu nu mă ocup cu așa ceva în viața mea. Pentru că cel ce fură, în fața lui Dumnezeu, cel ce fură e ca și cum a omorât un om. Pentru că tu furând, l-ai omorât pe Dumnezeu tău. Grijă mare. În cât timp se vede rezultate de la șampon și cât timp? Din prima spălare. Cum în cât timp? Din prima spălare. Te atingi de nebună. Nu mai atingi bărbatul, te atingi părul. Pentru pete roșii, aveți ceva? Săpunul cu argint coloidal. Ceva pentru adânci? Adanci, aveți ceva? Șamponul are sulf. A meu nu. Felicitări, frumoasă casă aveți. Aoleo, ce zodie sunteți? Mulțumesc pentru răspuns. Foarte frumoasă casă. Felicitări de unde sunteți. Ce anume este bun pentru cearcăne, doamnă dragă? Pentru cearcăne, pentru tot ce înseamnă riduri și expresia feței și așa, îi cu ce vă dau eu? Cu crema de la Rai. În Franța trimiteți, da? Bună seara! O ardeleancă de-a noastră. Aș dori o cremă de pete și cât costă? 100 de lei. Ești bravă, doamnă, pe cât sunteți de dură, pe atât sunteți de plăcută. Vă las, doamnă scumpă, dorm de la tratament. Doamna Ela, Ela, doamne ajută! Dorm, că somnul face mai bine. Îmi zice, dar dumneavoastră ați luat țeapă? De la dumneavoastră nu. Nu. Șamponul are surf în el? Nu, doamnă. De ce sunteți singură? Pentru că mă reconstruiesc în solitudine. Mie mi-este frică să fiu singură. Eu sunt singură prin solitudinea mea. Solitudine e că și Dumnezeu se așează cu mine. Mie nu mi-e frică de singurătate. E ca atunci când Iisus se ruga pe munte și a venit un apostol și a zis, învățătorule, te rogi singur? Și atunci el a răspuns, nu am fost singur, dar acum că ai venit tu, sunt singur. Grijă! Doamne, spuneți-mi și mie ce este bun pentru cearcăne. O cremă Rai care costă 32 de euro, adică 160 de lei, care te întinerește 12 ani, cu aia mă dau și eu. Unde putem comanda? La numărul meu de telefon 0741 227 099. Îmi zice, continuăm. Eu iubesc singurătatea. Cât costă crema pentru cearcăne și pungi cu livrare în Franța? Păi, ca să ajungă la tine în Franța, prin serviciu DPD sau DHL, între 40 și 60 de euro. Nu-i mult. Serviciu, știi de ce? Pentru că tu oricum... Eu, de exemplu, am creme de 100 de euro și de 900 de euro, care le-am dat deoparte. Deci oricum ești în câștig.
îmi zice că vă rog să comandați la numărul de telefon afișat pe Anca la cont. Da, are dreptate, doamna Montana, Roxana. Ce conține un set? Îți arăt acum. Îți arăt acum ce conține un set. Mă duc la mine în baie, ca să-ți arăt setul. Asta e dormitorul meu. Acesta este dressing-ul meu. Acesta este dressing-ul meu. Sunt singură. Și să știți că nu le-am făcut prin această firmă. Pentru că eu în firma asta sunt de o lună și două săptămâni. Ca să știți. Eu sunt un om avut, așa că nu mă cac pe un săpun că vi-l trimit. Vă salvez, că n-avem doctor să vă salveze. Continuăm. Aici, da? Îi, iată, acest prestige. Aceasta este crema. Golden Rye, care se dă pe față. Cu asta mă fac eu. Aceasta este de pete. Se deschide și se dă. Eu o folosesc, bineînțeles. Are deja 4 luni cu mine. Acesta este Prestige Cosmetic. Așa. Este Prestige Cosmetic, ca să știți. Cu această cremă. Această mânușă Prestige Cosmetic, da? Această cremă, această mânușă îi pentru 10 ani și te dai pe corp. Pe tot corpul. Nu poți să te dai mai mult de 5-6 ori, pentru că îți ia pielea foc, cu argint coloidal, care nu poate fi activată decât cu săpun cu argint coloidal. Totuși vorbim de cea mai înaltă tehnologie. Asta. Îți duce vărgeturile, tot pielea moarte, tot. Asta e pentru față. Vedeți că nu seamănă una cu alta. Asta e pentru peeling-ul mor de față. Îți iei peeling-ul mor de față pentru 10 ani. Și asta e, bineînțeles, pentru față. Da? Acum eu m-am demachiat cu ea, finuț, cu m-am dat cu ăsta pentru soare. N-am mai spălat-o eu, pentru că o spăl când e foarte murdară. Asta e tot pentru 10 ani. Înțelegi? Tot pentru 10 ani. Și asta nu o pot spăla. Hai să o spăl totuși. Asta nu o pot spăla decât cu apă. Și nu o pot spăla decât cu săpun cu argint coloidal. Ăsta e săpunul cu argint coloidal. Ăsta. O speli așa, eu n-am spălat-o de câteva zile, pentru că dai ce să faci cu ea, că e prea curată, că e murdară să spală. Uitați. E albă de ți-e frică de ea, cât de albă e. Frică de ea cât e de albă. Asta pentru 10 ani.
Dar nu se spală decât cu săpun cu argint coloidal. Nu poți să-i pui alt săpun, că dacă îi pui alt săpun, îți rămâne închistat așa. Ți-am arătat crema. Ne-am arătat la doamne. La mine nu găsești. Mă trezesc dimineața și găsești la mine ăsta, crema, Raipat și asta. Eu nu mă încarc cu nimic aici, ca să știi. Și aici la fel, nu găsești nimic decât tehnologia Nano Silver, pasta de dinți, aceasta, da? Atâta găsești la mine. Și bineînțeles, partea care ține de săpunuri. Acesta de aici, e pentru coșuri, ăla e pentru dimineață, ăla e cu castravete și ăsta e argint coloidal. Nu găsești decât atâta. Și sunt folosite, bineînțeles, eu mă spăl cu ele, cu ăsta mă spăl dimineață, cu ăsta seara, cu ăsta din când în când când sunt obosită cu cearcă în de castravete și ăsta e argintul coloidal cu care spăl astea. Ăsta e pasta de dinți care la cel mai înalt nivel, mă înțelegi? E argint coloidal, nano silver, așa, natural, nano silver care și așa. Nu am nimic altceva aici. Atâta. Și bineînțeles că aici am, cu ce șterg eu aici asta, e aceasta. Să mă apuc să vă arăt asta. E tehnologia mai înaltă, tehnologie de prosop. Nanotehnologie. Asta e pentru toată viața ta. E un prosop care e pentru toată viața ta. El nu are 10 ani. Deci, cam atât am pe aici. Nu știu dacă eu m-am obișnuit să fiu singură, nici nu știu dacă accept ca un bărbat să vină să-ți pun acolo vreo cămașă. Doamne ferește, cred că nu. Aici la mine e așa, v-am mai arătat odată, e totuși o dezordine, am foarte multe lucruri, așa, astea sunt creme, de dat pe față. Stay mat, așa, care nu le-am folosit niciodată, le-am primit să le încerc, dar nu le-am folosit. Sunt foarte multe. Sunt cu adevărat multe. Și tot timpul mai arunc din ele. Tot timpul arunc din ele. Ce folosesc eu este MAC. Și MAC, cu asta mă dau eu, cu MAC. Numărul este, cred că NU 20, nu. Ăsta e numărul. Puteți să faceți poză. NC20. Și cu ăsta este Lauder. Am vreo 3, nu mai știu, 4, nici nu mai știu. Că ăsta sunt pentru televiziune, de înalt nivel. Tot cu MAC. Folosesc MAC. MAC. Și pe urmă, după MAC, am Yves Saint Laurent. Nu mai știu ce am pe aici. Sunt destule. Aici sunt creme care nici dracul nu le mai bagă în seamă. Astea sunt foarte, foarte scumpe. Nici dracul nu le mai ia în seamă. Că am mele alte. Sunt ascunse, nu vedeți, ca să nu le arunc. Nu le bag în seamă. Și pe urmă e așa. Eu dorm foarte simplu. V-am spus, patul meu trebuie să fie roza. Dacă nu-i roza deschis, îi alb. Punct. Eu nu dorm cu culori, eu nu dorm cu verde, nu dorm cu negru, Doamne ferește. Da? Într-adevăr, le spăl cu detergent, cu argint coloidal. Uitați. Eu. E enorm de mare. Are 5 metri de aici până în cealaltă parte. 5 metri. Plus balconul. Observați că la mine nu există, Doamne ferește,
perdele și căcaturi. Eu iubesc foarte mult construcția. Da? Adică să se vadă bine, da? Nu-mi trebuie. Pentru că acestea sunt ajustabile. Da? Ia. Ca să știți. Și ăsta e o cameră mare, practic, enormă. Și mai întrebe încă o cameră pentru haine. Ce să vă mai arăt? La mine, dacă nu sunt albe, le arunc la gunoi. Dacă nu sunt albe, le arunc la gunoi. Și alb, de obicei, e foarte important să fie multe albe. Și multe albe ai. Bine că le mai arunc, că n-am vreme toată ziua de ele. Și așa, așa am lucruri care nu le-am luat niciodată. Niciodată. Sper să le iau. Aici am multe haine care nu le-am luat niciodată. Și sunt noi nouțe. Niciodată. Și sunt mai multe aruncate. Foarte multe aruncate și astea sunt de alt nivel. Mai scumpe. Sunt acolo. Aici am, nu am decât ceea ce e original. Dacă nu e original, la rula gunoi. Asta e originală. Are vreo 4 kg ea singură. Asta e la fel originală. Asta e la fel originală. La fel originală. 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 Atât e de originală încât are câțiva ani cu mine. Bine că o plouat-o de vreo 3, 4 ori, 5 ori. Pielea, aia e piele. Așa. La fel, piele. Originale, originale, originale. Asta, de exemplu, e piele, dar astea nu sunt așa scumpe. Îi marca asta Valentino, iubesc Valentino. Ce să vă mai zic? Mai discret e așa, pentru că eu niciodată nu pun lumină decât atâta. Deci eu nu... Adică lumina dublă ar fi așa. Așa, adică să mai apăs de acolo, dar eu nu apăs. Cam atât ai treaba. Ies de aici. Asta e o masă de protocol. E culoarea regalității, da? Simplă, ca să știți. Astea sunt originale, adevărate, nu sunt rahate. Bineînțeles. Și acolo prietenul. Prietenul meu Dumnezeu. Prietenul meu Dumnezeu. Prietenul Dumnezeu. Dumnezeu prietenul meu. Asta e foarte mare. Are vreo 3 metri. Enorm de mare. Și mai am asta, o masă. Pe urmă, partea asta unde am o grădină enormă care duce afară. Cred că vreo 7-8 are numai de grădină imperială. Grădină imperială. Aici ai, cum zic eu, cămara. Mai știu cum e, pe aici așa, sus, jos, așa, asta e o ladă mare, 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 încăpem vreo 10 pe ea. Și asta e bucătăria, dar e foarte mare. O luăm de aici, da? Da? De aici o luăm, din colț, și merge. E mare.
aproape 7 metri de bucătărie. Bun. Mă așez acum. I-am arătat la doamna respectivă. I-am arătat la doamna respectivă setul Prestige. Așa, citesc. Am arătat ce conține un set. Un set conține 3 lavete. Bun. Sunt foarte multe comentarii. Încerc să le citesc pe toate. Da, sunt de aici singura. Am băiețelul meu, tatăl meu, mama mea, asistenta mea. Bună seara, ce mă sfătuiți în cazul când iubitul meu nu mă mai caută la mine, vrea numai acasă la el? Să-ți fie rușine că nu înțelegi asta. Băiatul are foarte mare dreptate. Nu te mai vrea. Și când te mai vrea, e pentru că celelalte nu sunt disponibile și vine la tine că știe că ești disponibilă mereu. Nu știu de ce voi, femeile, plictisiți un bărbat. Păi un bărbat că nu te vrea. Păi nu te vrea, mă. Tu ce crezi că îl faci să te vrea? Cum îl faci să te vrea, un bărbat? Nu vine să stea cu mine, stă la el acasă. Corect. Dar el te-ar putea lua la el acasă. Ai înțeles cu mesajul? Și nu te ia. Înțelegi de ce? Nu te ia. Pentru că nu ești disponibil în inima lui. Nu ești disponibilă tu în inima lui, nu ești activată. Tu nu reprezinți nimic, pentru că știe că ești o mulă proastă. Știe el. Îmi zice, ai fost la film cu domnul căruia i-ai promis aici, nu? Ai făcut casa acum, recent, de 4 ani făcută casa. De unde bani pentru casa asta? Păi, dar nu-i nimic scump în ea. Ce vezi tu scump în ea? Așa. Îmi zice, bună seara, pe mine mama m-a blestemat. Da. Dacă mama ta te-a blestemat, e pentru că în cursul vieții tale o să se aleagă praful și pulbere de tine, pentru că atât de mult a investit mama ta și te-a ferit de foc, te-a ferit de probleme, te-a ferit de năcaz, încât atât de mult ai supărat-o și ai deranjat-o, încât de tine, în viitor, se va alege praful și pulbere. Și o să spun și de ce. Pentru că tu poți să rupi acest blestem făcându-i lui Dumnezeu promisiuni noi și cerându-ți iertare mamei tale. De multe ori nici mama nu mai poate înturna blestemul. Dar cel puțin e mai blând. Bun. Îmi zice, în Spania trimiți, da, trimit, ce lucrezi, doamnă, frumoasă doamnă, Dana Budeanu, căcat te cheamă, doamnă, nu vrem unele bărbații. Îmi zice, dacă e indiferent și obraznic, spun mulțumesc oricum pentru tot și mă retrag de pupancuța. Și așa, îmi zice, de unde ai comandat mobila? Cât costă laveta și crema? O lavetă de machiat costă 25 de euro și se dă și separat. O casă așa costă foarte mult. Bună, Ancuța, în direct reziceți, oricum nu pricep prea multe. Bună seara, sunt într-o relație de aproape 3 ani și simt nevoia să cunosc oameni noi, ce mă fac. Păi, ce te faci că trebuie să faci? Ce să faci? Nimica nu trebuie să faci. Trebuie să fii într-o relație sinceră cu tine însăți. Ție nu-ți trebuie să cunoști un partener nou. Ție trebuie să cunoști oameni noi. Și ca să cunoști oameni noi, trebuie să mergi pe bancă că te vor aborda 50. Ți-ai făcut treaba? Vii acasă. Dacă îți trebuie un bărbat, trebuie să-l lași pe ălalt. Ai grijă ce zici. Îmi zice, ador ce ești, că ești o femeie harnică, totul pus la loc în casă, așa da femeie. Bineînțeles. Bine și înțeles. Îmi zice, o copii pe Dana Budeanu. Sper să nu. O copii. Sper să nu. Sper să nu. Pentru că ea nu are nimic din ceea ce eu nu am. Dimpotrivă. Am și tinerețe,
și am mult mai multe lucruri, deși nu e concurs, ca să ți le spun. Dar totuși e o femeie de succes care merită toată admirația și ca ea puteți fi și voi. Mă înțelegi? Pentru că voi ca mine puteți fi oricând. Cel puțin să îi mulțumesc la Dumnezeu pentru tot. Atâta tot. Pe ea n-o auziți niciodată vorbind de Dumnezeu. Eu fără Dumnezeu n-am putut să fac nimic. Nici acum să vă văd și nici acum să vă răspund. Bun. Bună seara, te pupic. Bună seara. Setul costă 107 euro, adică 523 de lei. 25. Îmi zice, alo, doamnă, nu am murit de cancer și am fost blestemată. Scumpă, dacă nu ai murit de cancer pentru că așa ți-o dorit mama ta și o făcut-o la un moment de nervi, e pentru că nu-i momentul. Dar vezi că e cancer din care se poate muri în 5 zile, în 3 zile sau în mai puțin de 3 ani. Grijă! Îmi zice, am crezut că ai pățit ceva acum, zâna mea, nu vă supărați, aveți aluniță deasupra de la buze sau e aluniță a mea, de la bunul Dumnezeu, e așa. Aluniță cum e așa, de aici, vezi? Numai că eu dacă mă machiez sau așa, o mai scot eu în evidență. Acum e naturală, n-ai ce să faci cu ea. Ești fericită, zice, nu te compara cu ea, că nici la degetul mic nu-i ajungi, nici nu vreau, că nu mă interesează. Eu nu mă compar decât cu modelele mele, iar eu nu am modele în România. Grijă! Dar tu, de ce nu ai bărbat, doamnă dragă? Pentru că nu caut, pentru că nu aleg, mă aleg pe mine încă o dată. Pentru petele maronii din naștere, crema are efect, bineînțeles. Care efect? Continuăm. Nu cred și oricum mai îmi este frică de moarte. Bună seara, vă admir foarte mult că a reușit și pentru inteligență și înțelepciune. Bravo, pe mine mama m-a lăsat pe mine mama m-a lăsat, nu o mai cunosc, de ce să mai fac ce ați spus? Bravo, bravo, vă place Adel. Da, nu vă supărați, cine sunteți? Bună, te pup, dulce, îmi ești tare dragă, Dumnezeu să te binecuvânteze, arată de cei dragi. Era altă cremă pentru cearcăne în afară de cea Golden Rai? Nu. Niciodată n-am avut alta. Aveți ceva pentru petele albe, vitiligo? Domnule, asta îți ia petele. Pentru vitiligo, nu. Decât săpunul cu argint coloidal care face în așa fel încât acel vitiligo să nu se mai extindă. Pentru creșterea părului recomand șampon cu argint coloidal, care e cea mai înaltă tehnologie pentru structurarea părului, Dragon's Blood, puterea sângelui dragonului, așa se numește. Ok, mă duc să dorm, vă pup mult, sunt foarte obosită, mâine am foarte multă treabă și rămâneți cu Dumnezeu, pentru că este singura frânghie care nu se rupe niciodată. Iubi, te lasă, te părăsește, plângi, dar cu Dumnezeu nu plângi, pentru că Dumnezeu e împlinire, e dragoste, e viață, pripoșire și izbândă. Faceți în așa fel încât să vă țineți de Dumnezeu. Când ceva nu funcționează, mulțumește la Dumnezeu de ce și zici, Doamne, ce îi ceea ce eu nu văd prin ceea ce Tu, iată, tocmai îmi iei sau tocmai îmi faci. Pentru că Dumnezeu le împlinește, nu omul. Cereți de la Dumnezeu, nu de la om. Pentru că e omul om și omul se duce și rămâne și plângeți. Nu plânge pentru cel care nu-ți răspunde, pentru că ăla Dumnezeu a dat putere să nu îți răspundă. Pentru că îți va răspunde unul când tu nici măcar nu-l suni, că îți știe gândul și te sună el. Așa că nu mai investiți în cadavre, în oameni care nu simt. Și valabil și pe bărbață. Nu mai sunați pe femeile care vă jocă mai ceva ca și cărțile la joc. Mă înțelegi? Mă suna astăzi unul care a aflat numărul meu de pe aici și nu a vrut nicio comandă, nimica. Mi-a spus atâta că își oferă de tir și a stat cu o femeie care are 50 de ani, care se dădea mare cunoscătoare de orice și că ea la rândul ei, atenție, ci că vorbeam și de Dumnezeu, era cu Dumnezeu, dar a fost foarte profitoare.
Acum, dacă tu în 10 ani de zile nu ți-ai dat seama că femeia aia a fost foarte profitoare și pentru că femeia aia te-a lăsat și s-a dus la altul, despre asta vorba. Pentru că ea, la rândul ei, dacă într-adevăr a înșelat și a făcut lucruri rele, va înșela până ce își va găsi nașul. Și să-ți găsești nașul pe la 50-60 de ani. E problema. E mai bine să înveți și să primești păruieli de viață, nu bătaie, de la vârsta de până la 35 de ani. Pentru că iată că mai poți să-ți refaci viața. Grijă ce sămânați, pentru că vine o vreme când veți culege. Bun. Și da, nu cred că există iad și rai, există doar ce-și face omul pe pământ. Grijă ce spui și grijă ce dorești celuilalt, pentru că noaptea s-ar putea să dormi mai puțin. Înțelegi? Pentru că așa îi, când vrei celălalt să moară, tu de nervi și cu conștiința ta săpându-i deja groapa. Pentru creșterea părului, ce puteți să-mi recomandați? Ce preț? 105 lei. Costă șaponul. Mai sunt ai foarte multe mesaje. Oh, ce poate ca un bărbat să înșele fără să fără ca nevasta să-i dea motiv? Se poate ca un bărbat să înșele fără ca nevasta să-i dea motive? Păi toți înșală fără ca nevasta să-i dea motive. Despre ce vorbim? E din sânge, e din instinct. Pentru că cel ce înșală știe că nu știe să înșele, pentru că ea merită tot. Îi ochii lui, viața lui, dimineața lui, bucuria lui, cuvintele lui. Ia. Dar el, ăla care înșală, ce crezi că mi-a făcut rău? Nu, stai acasă, așteaptă-mă, fă curățenie, pregătește patul alb, că eu mă duc să te înșel. Nu. Ei merg la înșelat pentru că bărbatul nu iubește femeia, ci femeile. Bărbatul nu cucerește femeia, ci femeile. Și atunci ai despre asta vorba. El are tot timpul instinctul de cuceritor. Mai înțeles? Și bun. Ci că dacă femeia nu-i dă niciun motiv, clar că nu-i dă niciun motiv. Înțelegi? Bun. Că dacă i-ai dat vreun motiv, te-ar fi păzit și nu era nicicum bine. Și punct. Cel ce are în fire, în sânge, să înșele, va înșelea tot restul vieții lui. Numai moartea îl mai separă de asta. Vă pup!